Contractul de reabilitare a podului peste Dunăre Giurgiuruse a fost atribuit în luna octombrie 2014, iar în luna noiembrie 2014 a fost emis ordinul de începere a lucrărilor. Contractul de execuție are o durată de 16 luni, iar investiția se ridică la 10 milioane de euro. Așadar, potrivit contractului, lucrările de pe pod ar fi trebuit finalizate la începutul acestui an, numai că este posibil ca acestea să mai dureze câteva luni, la fel și restricțiile pe pod, având în vedere că se va circula în continuare alternativ pe un singur sens. Situația nu va fi deloc pe placul celor care tranzitează podul, în special turiștii care în plin sezon estival fie vor fi nevoiți să aștepte ore bune la coadă, fie vor alege rute ocolitoare. Am fost și pe șantierul podului de la Giurgiu. Aici progresul fizic este de 84%, dar s-ar fi putut și mai bine. Deși a fost depășit primul termen de finalizare stabilit prin contract martie 2016, am acceptat o extensie de timp până în noiembrie 2016. În aceste condiții, antreprenorul și-a luat angajamentul ca până la finalul lunii iunie să finalizeze lucrările la calea de rulare a podului, urmând apoi să fie executate diverse lucrări de sablare și vopsire a tablierului metalic, spune recent șeful CNADNR Cătălin Homor după o vizită pe șantier. Se pare că amânarea termenului de finalizare a lucrărilor pe podul Giurgiuruse sunt cauzate de dificultăți de ordin tehnic. În zona centrală a podului trebuie așternut un strat de hidroizolație peste care se pune un strat de asfalt special cu mult bitum și mai mărunt la un tablier metalic. Potrivit oficialilor CNADNR, ridicarea restricțiilor va avea loc cel târziu la 15 august. Pentru a evita aglomerația de pe pod, CNADNR recomandă puncte alternative de trecerea frontierei, pe la Calafat rutier, Bechet, trecere cu Bacul, Zimnicea, trecere cu Bacul, Călăraș, trecere cu Bacul, Negru Vodă rutier și Vama Veche rutier.